Neața lume a ieșit și cu episodul 3 sau Hell's Paradise, cum vrei să-i zici, și începe cu bătrânul ăsta care e șeful la Iwagakure la Gabimar un sat și stătea aici și dădea ăștia cu tot felul de arme în el. Din alea bățuri, din ale cazmale, sabie, topoare, ce avea ei, nu știu. Sulițe, săbi, săgeți, toți dracii, biatea mațele, i-a băgat sabia în cap și după toate astea, ăsta încă a rămas în picioare era viu. Șeful clanului Iwagakure chiar era nemuritor. Se pare că a fost din cauza, sau mai degrabă datorită, unui medicament pe care l-a găsit acum mult timp peste mare, legat de insula unde trebuie să ducă ei, știi? Cam, cam aici te aduce cu gândul că, bă, poate îi la pe insulă. Gabi mare povestea lui tip asta. Deci, judecând după expresia feței tale, tu nu crezi că elixirul ăsta al vieții există. Pe păi ce vrei să zici că există, da? It's real. The One Piece is real. Nu știu dacă e pe insula asta, dar există. Mergând pe aici, pădurea asta e destul de tropicală, are tot felul de plante și aminale. Zici, bă, uite, ni flutur drăguț, flore frumoase, arată superb. Locul ăsta chiar te face să crezi că elixirul vieții s-ar putea să fie găsit aici. Nu vrei să zici că arată ciudat? Tot ce se întâmplă aici e nenatural. Plus că nu știm ce fel de creaturi sunt aici, în momentul în care rupe legăturile, știi că era legat la mână și rupe frânghia. Și zice asta, hei, amici, ce ai voie să faci asta? Hei, nu. De ce? Te aștept să mergi pe insula asta legat la mâini? Păi da. Și este jobul meu să mă asigur că tu faci ce ți s-a spus să faci. Haide, leagă-ți mâinile. Băi, nu e ok, zice Gabi Maru. Plus că ne-ați dat mâncare doar pentru 3 zile și singurul indiciu pe care le avem e poza asta. ce e poza asta? Fructul lui Luffy? <laughs> un măr? Moment în care asta supărat, îi dă cu sabia să-i taie capul și ce băi, îți legi mâinile? Sau stai capul. Dacă ești confuz, permite să-ți explic. Eu sunt un călău nu sunt aliatul tău. Nu e problema mea dacă tu nu reușești să găsești elixirul și mori. Dacă refu să te legi la mâini, o să-ți iau capul. M-aș mira să poată, da? Hei. Și zice Gabi Maru, okay, bine, atunci hai, leagă-mă și în timp ce asta lega la mâini, își ba mare bolovan în cap. Și nu era bolovan, era, era ceva. O bilă cu un lanț. Îi ăsta al mare și ce bă, unul jos. Doar că nu-i jos. Se ridică Gabi Maru și zice, băi, mai, mai, mai la prin surprindere. Ești ok? Zice tipul asta. Explică asta că ăsta e un războinic care s-a îndrăgostit de armele lui în timp ce se antrena și că a furat peste 100 de arme de la alți războinici. Și Gabi Maru zice, băi, nu la asta mă refeream, mă refeream la mâinile lui. Nu sunt legate. Și le întreabă asta pe gardianul lui, bă, de ce nu-i legat la mâini? Taș mă din gură, zice asta. Puteți să legăm la mâini după ce ne toarcem la barcă, Exact, exact. Nu trebuie să-l leg Oricum nu te vede nimeni dacă e legat sau nu la mâna aici. Mă refer la Shogun. Vezi, s-am zis, s a zis, zice Gabi Maru. Din cauza asta ești rancată cea mai de jos pentru că ești prea onestă. A, deci aparent a ăștia un rank. Și ăsta supărat îi zice, băi Gabi Maru, cum îndrăznești să mă ignori? O să-mi testez toate armele pe tine. De nu înțeleg cum de l-a lăsat pe ăsta să vină aici cu toate armele lui. Nu li s-a părut că nu e ok să-i dea toate armele. Gabi Maru zice, băi dacă ne batem aici ceilalți, nu o să fie mai aproape de fruct. Păi da, bro, păi da, de asta fac asta. A, Au și asta creier. Ar fi mai bine să-i omor pe ceilalți criminali și după aia să mă duc după elixir. Al mai bine îi lăsai pe aia să-l găsească și când îl găseau îi omorai și luai? Zic și eu. Gabi Maru zice, bă, dacă nu vrei să te dai la o parte, aia, <laughs> n-am ce să-ți fac când să se bata asta, îi zice, hei, amici, leagă-te la mâini, mă? Păi, da ce la nu-i la mâini? Aia, te legi la mâini sau stai cam? Se leagă ăsta la mâini în timp ce ăla rupe de el toate armele. Că da, pe Gabimarul nimic nu funcționează, știți că e făcut din adamantium, titanium, n-ai să le ia. Își leagă mâinile și ăsta tot de an el și prinde cumva sulița aici sub mână și ridică pe sus. Și ăla cu toate armele lui încep să-i cadă din mână în jos, mă rog, din tolba ce că avea. Și ăsta atunci ia o suliță de aia și o împinge cu piciorul fix în stomacul lui. Și te-ai gândit, Bă, a murit, că uite sulița, am fi el, dar nu. Ăla avea armură cu sută pe piele. Da. Deci omul avea tornei pe el, care jucați lol, știți. Și ăsta ce, he, he Gabimarule, pe păi numai ce am început bătălia. Da? Două frame-uri mai târziu, toate armele și <laughs> o o băgat ăsta de el. Hai, hai să ne uităm după elixir, zice Gabi Maru. Uite, vezi, încă am mâinile legate, deci nu e nicio problemă. Și atunci, asta e care era cu tipul ăla, îi taie capul și pleacă. Efectiv, asta avea de făcut. Ești și ce Gabi Maru? Bă, ce faci? Pleci? Păi da. Să că noi nu este nici inamici, nici aliați. Dacă criminalul pentru care suntem responsabil moare, tot ce trebuie să fac e să iau capul și să plec acasă. Hei, bun <laughs> meci. Tipul asta îi spune, ai grijă pe drumul tău înapoi că, na, mai murit lume aici pe insula asta. Mai bine ți-ai face tu griji pentru tine, să știi că eu mă bucur că s-a întâmplat așa, că eu acum mă pot să plec. Aparent scopul ăsta era să plece cât mai repede pe insulă, nici de cum să găsească elixirul vieții. Și mai ne explică asta că s-a întâmplat o grămadă de chestii dubioase de cum o ajuns pe insulă. Ia uite și pe ăsta, zici că e păpușa lui caro, cum s-a îmbrăligat după tipul ăsta și zice că da, unii au sărit să-și bată competiția, ăștia au început să facă echipă, tipa asta a plecat cu Zoro, <laughs> ia uite, până tipul asta, ia uite, ia uite, ia uite. Măi, Zoro, amice, înapoi. Și asta e ce, păi da, dar nu e ok, că na, avem și noi niște reguli pe care trebuie să le respectăm, nu? Da, mă, pentru un samurai, vorba șogunului îi lege. Dar în realitate tot ce contează sunt prioritățile noastre. Gen, prioritatea numărul 1, elixirul vieții și orice altceva vine pe locul 2. Crezi că șogunul n-ar prefera să ne abatem de la reguli, dar să luăm elixirul decât să urmăm regulile, dar să nu luăm elixirul, că pe la urmă scopului e elixirul. Și din moment ce toată lumea expendable, nu prea pasă la șogun sincer despre voi. Zicând toate astea, să uită la Gabimaru și ce, bă, vrem să-ți-l eu, doar că până să pun Pune mâna pe sabie, gabimarul de unde era, ajunge la ăsta și pune mâna pe sabie ce amice. A, să nu facem glume din astea. De drumul de aici, apoi îți rup capul și pleacă ăsta. Hăl și pe Aizen aici, el era cu ăsta al mare și zice, băi băiatule, ți-e foame? ăsta chiar era foame. Și vrea să pună mâna pe el, Aizen încearcă să-l taie, doar că, hei, dacă era atent la primul episod sau al doilea când s-au bătut cu ăștia, ni s-a explicat clar. Băiatul ăsta munte, nici sabia, nici sulița nu-l poate pătrunde. Vezi? Nu, pe nu s-a pe canal, nu-i vina mea. <laughs> L-am prins pe fraier. Și da, îl bate asta. Aizen a pierdut din episodul 3, uh, nu doar că l-a bătut, la și mâncat. Ăla de ce am eu că e Cancaro, că s-a unul păpușat cu Cancaro, că s-a îmbrăligat după asta, a pierdut. Tipul aia care s-a dus cu Zoro, a pierdut și ea, aparent cu Zoro nu ți-o dai. Și ăsta e dublu Zoro care am ochi zgâriați. Ai putea ce că e mai mult Tipul asta care e ninja leu, și o și a tot așa. Și ăsta zice, boi, vezi că s-ar putea să vină mai multă lume aici. Shogunatul vieții, cred că a luat contact cu Iwagakure. What? Cum adică Iwagakure, bă, satul ăsta? Și mai circulă niște zvonuri că acest job o să determine următoarea căpetenie a clanului. La asta e aici. Și pleacă ăla, nici două secunde mai târziu, Gabi ce faci? Sare să bată cu tipa asta. What the fuck, Gabi Maru, amice, nu mă așteptam la tine să faci din astea, dar hei, până la urmă, e un criminal. Și zice, băi, am vrut să te omor fără chinuri. Moment în care, hei, backstory, let's go. Era bătrânul satului cu Gabi Maru când era mic și ce Gabi Maru, uite-te la părinții tăi, slabi, bă, slabi. Sunt foarte slabi. Dacă nu ești puternic, nu poți să protejezi nimic. Exact. Și se bat ăștia. Gabimaru îi zice, băi, nu am ură față de tine să știi, dar dacă Iwagaku revine pe insulă o să fie dezastru aici, trebuie neapărat să ajung cât mai repede la elixir. Iar se bat, asta zice, băi, eu de ce ezit? El la fel zice, bă, de ce ezit? Aia, cât, sfâne, cât să să fă. Începe să-și mai aducă aminte de nevasă sa care zicea că, băi, e normal să nu vrei să omori pe cineva. El zice, ha, eu sunt Gabimaru, fără sentimente. Vorbea omul care s-a înroșit când l-am pupat. O, ia te la Gabi ce îmbujorat e. zice că am experimentat emoții pentru prima dată după ce mi-am mi -am întâlnit nevasta. Printre acele emoții era și ura, bineînțeles. Când a omorât pe cineva care nu era ținta lui, dar el a zis că o să se răzbune pe nevasta sa și restul familiei pentru ce a făcut și na, a trebuit să-l omoare. Apoi când era să-l omoare pe unul și el a zis, bă, 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 stai că am, 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 familie, am nevastă și copil. Și el a ezitat deci emoțiile chiar îs slăbiciuni. A ezitat și a încercat să-l înjunghe pe Gabimaru, dar Gabimaru e făcut din tablă și nu intră nimic în el. Bineînțeles că l-a omorât pe ala. Și aici se bage mâna în gâtul ăsta, că știi că ăsta orice parte a corpului intră în orice ca o sabie, dar se oprește, iar ezită și îi rupe sabia lui asta și îi zice: "Băi, mie nu -mi pasă despre ceilalți lați criminal, dar na, dacă te omor pe tine, să știi că o să mă afectezi un pic și ce asta. Aha, o să te afecteze." Deci mai ai emoții din astea. Uh -huh. Se pune peste ea, cumva reușește să se pună peste ea și apare bătrânul ăla peste el și na, vine ăsta fiind partea rea care zice: "Omoare Gabimarule, ia -le. Doar că n-ai tremura mâna și ezita și după aia apare nevastă sa. Partea bună care zice, nu Gabimarule, în apă ui, în apă ui, în pokeball. De ce ezit? Nu înțeleg, viral să fie viață. Apoi se gândește fata asta, băi, mă, că e în toate acele două episoade care s-au întâmplat în afară de episodul ăsta. El a avut aceeași expresie a feții ca și cum ar încerca să îndure ceva. Nu este un om care nu simte nimic, este un om care simte emoții. Gabimarul pe de altă parte, zicea, bă, dacă sunt atât de slab, nu o să pot să-mi nevasta. Și el stând cu sabia așa, să o ce face asta. Coate și bagă sabia în nu când joacă pe asta. Și îi zice, băi, emoțiile tale nu sunt slăbiciune. Și îi bagă sabia în teac, că se ridică și zice, băi, normal te-aș fi executat pentru chestia asta. Bine, nu că ai fost în stare, ca ai încercat, dar nu ți-a ieșit. Dar n o să te lazi de data asta. Arată dacă cineva ca tine poate să se schimbe. Relația noastră nu o să se schimbe, dar tu nu mai ești cel care erai odată. Gata, mă, are două nevestea, cu are și pe asta. Apoi îl vedem pe tipul ăsta care bătea un tip cu alți tip în, în episodul 2, era al mare. Nu al mare de tot, dar unul din ea mare. Și bă, și vine un fluture se pune la el pe mână și uitându-te la el, vezi că are mai acu și l-a înțepat pe fraier și ăsta și-a dus aminte cum ăla s-a transformat în buruien și zice, fac și stai mâna. Și l-a întreabă care era cu el la Simon, bă, ce ai făcut mă, armice? Păi ia uite-te la fluturile se pare că îi fluture de al nostru? Și mâna instant s-a transformat în buruiană din aia. Par și de care în loc de dinți au degete de oameni. Alo, Ghost Devil? Și după aia se ridică o mare creatură care din ochi îi ies picioare. Era original când a apărut în jutsu ca sen, că a fost prima oară când am văzut, Da. după aia s-a întâmplat și în Demon Slayer, cu ochii inversați cu gura și tot chestia acum și la ăsta, nu mai vreau nu mai e fan. A fost fan, nu mai e fan. Vin baracudele și un om, pește, șase mâini, nu știu ce e ăsta, să se bată cu ei. Gabi Maru își pune masca și zice, amice, stai înapoi. Și așa se termină episodul. Genial episod, îmi place anime ăsta, băi. Șmecherul de tot, acțiune în fiecare episod, check. Gagi că șmecherul cu sabia, check. <laughs> Mor din ei în fiecare episod. Check. Sper că v-a plăcut acest episod. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Dacă vreți să vedeți reacția pe Patreon, îi în descriere acolo. Like, share, subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.